Viața cu lui. Cum să te realizezi la Washington fără niciun efort? Studii le-au arătat că cele trei lucruri de care se tem cel mai mult oamenii sunt frica de zbor, frica de apa adâncă și frica de a vorbi în public. Pentru mâine, tema voastră va fi să țineți un discurs în clasă. Perfect. Cel mai bun va participa la finala pe țară. Dacă veți câștiga, vom pleca în excursie cu clasa la Washington D.C. Singura mea speranță era că din 25 de elevi nu voi fi chiar eu solicitat. O să vă ascult acum în ordine alfabetică, începând cu litera A. De fapt, pe vremuri, Anderson se scria cu Z mut. Tema scandaloasă a domnului Lambert era dezbătută la Princeton Hall. El e plătit să vorbească în clasă, nu noi. Da, de parcă o să avem nevoie de vorbire în viață. Păi, o să țin un discurs despre vizita la grădina zoologică. Super idee! Eu voi ține un discurs despre cât de plictisitor a fost al tău. Aș putea vorbi despre operația de la picior a bunicii. Vezi, Louie? Nu-i greu să alegi un subiect. Singur, voi le-ați găsit pe cele mai tari. Straniu, dar singura persoană care nu era stresată de discurs era în alfabetul școlii. Hei, Louie, știi cât e ceasul? Mai sunt 24 de ore până dai kicks. Da, precis discursul tău, cum să-mi pierd prietenii și să terorizez lumea, o să fie un mare succes și tu o să dai kicks. Te înșel, lunaticule. Am toate discursurile din lume. Ce fel de discursuri ai? Discursuri la $5 bucata. Interesant. Trișez. Da, da, merge. Haide, mamă, nu-mi semnezi biletul. Către cei interesați, Louie nu are nimic drăguț de zis, așa că l-am rugat să tacă din cură. Așa m-ai învățat tu. Louie, n-ai de ce să-ți fie frică. Vorbitul în public formează personalitatea. Și umilirea în public ce face? Același lucru. Ce problemă ai, oratorule? Mama nu semnează biletul. Zice că vorbitul în public mă ajută. Cu siguranță l-a ajutat pe fratele tău Sid când a ajuns în instanță. Am luat o pedeapsă mai mică. Dar nu știu despre ce să vorbesc. Dă-mi-o! O să o semnez? Nu! Și mai bine, o să-ți dau un subiect. Eroul meu. Cine mai e și ăsta? Mua! E un subiect pentru un discurs de premiu Oscar ce ai tu acolo. Mersi pentru nimic. Oricând! Dacă nu vrei nimic, sunt aici. N-am dormit toată noaptea atunci. Mă gândeam la un singur lucru. La nimic. Louie, te-ai hotărât despre ce să vorbești sau nu? Nu-ți pot spune, e secret. Pariez că e grozav. Pariez $5 când greșești. Hei, Glen, am $5. O, Louie vrea să cumpere un discurs, Ura! Prețul a crescut. Discursurile sunt $6 bucata acum. Eu am doar 5. Dă-mi un pantof. Cum? $5 și un pantof. Louie! Oh, nu! Sunt tare, tare pufos și de asta îmi placă ței. Foarte bine, domnișoară Ackerman. Și acum următorul e Louie Anderson. Vă-i praf, Louie, desculțu. Apariția democrației. Deși America e țara oamenilor liberi și căminul celor curajoși, n-a fost dintotdeauna așa. Drepturile considerate acum normale au fost plătite cu sângele și curajul strămoșilor americanilor. Acei bărbați și femei credeau că mai bine mor pentru libertate decât să supraviețuiești fără ea. Un laș moare de 1000 de ori, un erou doar o dată. Cam sumbru, a? Totuși își revine mai încolo. Acum e rândul vostru, tinerii, să apărați cu forțe noi libertatea. Voi trebuie să tindeți spre flacăra pe care o numim libertate. O flacără aprinsă acum 200 de ani de începuturile Revoluției! Mă credeți sau nu, am luat locul întâi. Premiul, o călătorie la Washington D.C. cu clasa, la faza finală a concursului de discursuri. Hei, Louie! Asta pentru că mi-ai câștigat o excursie. Să nu spui că nu ți-am dat nimic. Nici recuperarea pantofului nu m-am veselit. Trebuia să ies bazma curată. E destul de urât să înșeli o școală întreagă, dar rămite să înșeli o națiune întreagă. Scuzați, scuzați, doamnă directoare. Da, mica mea vedetă. Trebuie să vă vorbesc despre discursul meu. Vedeți, cuvintele mele au fost... minunate! Nu, vreau să spun că au fost... glorioase, Louie, plin de inspirație. Louie, haide să-ți arăt ceva. Ce vezi aici? O mlaștină. Așa-i, dar cu premiul în bani pe care îl câștigi la Washington, uite ce vreau să construiesc. Piscina și terenul de joacă ale superintendentei Halloran. Credeam că sunteți doar directoare. Deocamdată. După ce vei câștiga la Washington, cred că voi fi promovată. Doar eu te-am pregătit, nu? În orice caz, în legătură cu excursia la Washington D.C., nu cred că pot merge. Părinții mei nu vor nici să trec strada fără ei. Asta e surpriza. L-am rugat deja pe unul dintre părinții tăi să te însoțească. Poftim? Pe care? Pa, pa, să fiți cu minți? O să mă simt ca acasă în D.C. Amicul meu, Dwight Eisenhower, mi-a zis să-l caut dacă trec prin oraș. Ești prieten cu președintele? Glumești? Am fost camarazi de război, nu poți fi mai apropiat decât atât, fără intervenția preotului. Asta o să te convingă. Eu și Ike, așa îi ziceam. Unde ești, tata? Cum adică unde sunt? Asta e mâneca mea, în spatele tipului din spatele celui de lângă servieta lui Ike. Da, da, singur, îți recunosc mâna. Mi-a plăcut mult, Ike, de fapt. Știu, tu ai inventat sloganul, îmi place Ike, da? Absolut corect, băiete! Primirea marelui erou. Pancartele și orchestra m-au făcut să uit că excursia se baza pe o minciună. Aproape. Le iau eu pe astea. Hei, e desertul meu. Bine, cum vrei tu. Ia desertul, iar eu o să discut cu ceilalți din autobuz și le spun cum i-ai înșelat. A, ce zici? Forsecul? Cu mare plăcere. Toți câștigătorii concursurilor regionale au apartamente de lux. Louie, pot să stau cu tine? Cu mine vrea să stea Louie. Eu stau cu Louie. Și patul ăsta este al meu. Și eu unde dorm, Glenn? Au și cadă. Ai ceva împotrivă? Nu vrei să te părăsc, nu-i așa? Cada îmi convine. Am avut o zi întreagă de vizitat înainte de concursul de discursuri. De fapt, tata voia să vadă un singur lucru. Gata, copii! Amicul meu Ike ne așteaptă în colonarea la numărătoare și rapid. Urcați în autobuz dacă vreți să vedeți un VIP. Haide, mai repede! Ha, copii? Ha? Ha. Bine, da. Ha? Ha. Haideți, copii! În autobuz! Cine a zis că femeile nu sunt bune în armată? Louie, hai aici! Ți-am oprit un loc! Bine, stai cu nou tău prieten, nu ne pasă. Nu e prietenul meu. Da? Atunci de ce stai tot timpul cu el? Pentru că Glen nu e așa de rău. Are niște trăsături personale bune. Cum ar fi? E inteligent și e arătos. Și e tare, tare isteț. Prima oprire a fost la Casa Albă. Tata era sigur că vom lua prânzul cu familia prezidențială. N-a fost așa. Am vizitat totul ca niște turiști. Aici veți găsi o expoziție de cadouri date președintelui de numeroși lideri ai lumii. Și cu asta am încheiat turul. Vă mulțumim că ați vizitat clădirea Congresului Statelor Unite. Ieșiți prin dreapta și fiți atenți la scări. Hei, așteptați un pic! Unde-i Barosanu, Ike? Adică președintele? Din nefericire nu intră în programul vizitei noastre. A, m-am prins! Toți vor bacșinși. Trebuie unse roțile. Președintele ține un discurs la FBI la ora asta, domnule. Vezi, Louie? Exact cum ți-am spus. Nu primești informații secrete decât dacă scoți biștarii. Da. Sau dacă citești ziarul. Cum? Itinerariul președintelui. Marți dimineața, clădirea FBI. Ei, dăm dolarul înapoi. Aici avem cea mai mare bază cu amprente din lume. Peste 1 miliard de amprente, fiecare aparține degetului unui infractor. Da. Ca să vă arăt cum luăm amprentele ticăloșilor, am nevoie de un voluntar. Tu arăți ca un infractor de rând. Le-a nimerit la fix. Acum, pentru restul vieții, vom avea amprentele tale la dosar. Dacă vei comite o crimă, vom ști. Norocul meu. Turul s-a încheiat. Ieșiți prin stânga. Să nu vă lălăiți pe drum. Suntem cu ochii pe voi. Hei, unde e Ike? Ar trebui să fie aici acum. De unde știți? Vorbiți aici, vă rog. Am scris în ziar că o să fie aici. Minciuni de ziariști și propagandă. Da, vă mulțumim că ați venit, domnule Anderson. Ieșirea în stânga. Hei, de unde am ști numele? Suntem FBI. Noi știm totul. Ah, apropo. Filtrul de aer de la Rambler trebuie schimbat. Mamă, ce tari sunt ăștia. Mai evita asta face. Cine? Ike. Oh, da, tată. Sigur, președintele n-are altceva de făcut decât să te evite. Așadar, mai evită. Hai, tată, le-am și eu pe ale mele. Ești pe acoperișul lumii, ce probleme poți ai? Nu știu cum să-ți spun exact, dar... Mamie, precis nevastă să știe unde e. Mă duc să o sun. Cinstitul Abe. Cum? Așa îi se spunea, cinstitul Abe. Mare brânză. E o poreclă ca oricare alta. Sigur că cinstitul Abe sună mai bine ca Looney. Se spune că atunci când era adolescent muncea în magazinul tatălui său și odată a mers 6 mile prin zăpadă să-i dea înapoi 6 peni unei femei care a plătit prea mult. Da, uneori oamenii care par cinstiți sunt mincinoși să dea pe dinăuntru, ipotetic de singur. Și unii care cred că sunt mincinoși, dacă s-ar uita în inima lor, ar vedea că nu sunt. În teorie. Ah. Un prânz special pentru un orator special. Ți-am pus ceva deosebit în pungă pentru voce. Hei, Louie, dă-mi aia. Nici gând. E prânzul meu. Nu-l lăsa, Louie. Amintește-ți, un laș moare de 1000 de ori, un erou o singură dată. Hei, îmi pare cunoscut. Cine a zis-o? Chiar tu, dar n-ai scris-o tu. 3 secunde și te spun... Trebuia să înfrunt adevărul. Nimeni nu o să mai spună cinstitul lui. Eram un mincinos. Unul flămând. Hei, Louie, ce zici dacă după prânz mă duci la concursul de discursuri? Dar nu conduc. N-am zis nimic de mașină. Oh, atenție, rinichi! Minciuna devenise de nesuportat. Era timpul să recurg la o putere superioară. O sun pe mama. Ai nebunit? Telefonul o să te coste o avere. Ba nu, dau cu taxă inversă. Alo, mamă, trebuie să-ți spun ceva. Oh, Louie, sunt atât de mândră că ești la Washington. Mama, ascultă-mă. Poate nu-ți dai seama, dar ești un model de urmat pentru fratele tău, Tommy, și în cinstea ta, noi aici facem un tort. Mamă, trebuie să-ți spun. Un tort? De care? Într-o zi, compania de telefoane o să ne cumpere pe toți. Hei, să fie Cookie? Cookie Anderson? Hei, ca să vezi, bătrânul Dwight D. Mamă, tata vorbește cu președintele Americii. Sigur, sunt camarazi de război, nu ți-a arătat fotografia? Hei, cum mai era Ana din război? Anderson era cel mai tare bucătar până a primit inima purpurie, fiindcă și-a fript fundul cu polonicul. Nu era orice fel de polonic, era oțel fără aluminiu. Încă mai am cicatricea, uită-te și tu. Să ne călăbdăm. Hei, stați așa, e o greșeală, suntem amici. Ike, zi ceva. Zi? Alo? Ce-i cu pacarmul ăla? Scuzați-ne pentru greșeală. Nicio problemă, se putea întâmpla oricui. Ești afărtată? Sigur! Cum și-au dat seama că nu sunt nebun, m-au lăsat să plec. Învață din asta, Louie. Spune mereu adevărul. Tata, ai spus adevărul și tot ai încasat-o. Asta e lecția numărul 2. În preajma președintelui nu-ți da pantalonii jos. Și de aceea cred că pedeapsa corporală e răspuns la toate. Mulțumesc! Țineți cu America! Noapte bună! Eram următorul și tot nu știam ce aveam să spun. Urmează din Cedar Knoll, Wisconsin, Louie Anderson. Păi praf, băiete! Ține minte, Louie! Piscina și terenul de joacă Halloran depind de tine! Doamnelor și domnilor, onorat juriu! Regret, nu pot ține discursul. Și asta din cauza unor cuvinte spuse de tatăl meu azi. Tata a zis să spui adevărul. Și adevărul e că am plătit discursul ăla. Apoi am mințit și am pretins că e al meu. Nu o să vă spun de la cine l-am cumpărat. Așa să faci, că dacă nu... Oh, măi... Idiot! Tot ce pot spune e că regret și vă cer permisiunea să țin un discurs personal. Eroul meu, de Louie Anderson. La câteva sute de metri de aici e o statuie a lui Abe Lincoln, unul din eroii acestei țări. În timp ce o priveam, am înțeles care sunt eroii mei. Nu au statui, nu încă, dar sunt eroii mei. Sunt prietenii care nu m-au abandonat nici când am greșit. Mama care mă sprijină orice ar fi. Și, desigur, tata mă sprijină și el. Mă rog, aproape tot timpul. Câteodată, dacă nu l-a ajuns la treabă, țipă. Din acea clipă nu am mai contat ce am spus. A contat doar că erau cuvintele mele. Desigur, ele nu au fost de ajuns să-mi aducă premiul întâi. Sau al doilea. Sau chiar al treilea. Dar nu era important. Rectific. Nu era important pentru mine. Sunt mândru de tine, fiule. Știam că o să faci ce trebuie. Știai de discurs de la început? Bineînțeles. Nu par cel mai deștept tip de pe planetă, dar de fapt mă prefac. Cum de știai tu că o să fac ce trebuie din moment ce m-am hotărât acum 2 secunde? Încrederea. Trebuie să ai încredere în cei pe care îi iubești. Cum ai avut tu încredere că sunt prieten cu Ike, când nimeni nu credea? Corect, nu-i așa, Louie, fiule? Sigur că ai avut. E ocupat? Nu? Hei, Louie, felicitări! Felicitări pentru ce? N-am câștigat? Ba da, ai câștigat! Hei, uite monumentul Washington! Ce înseamnă? Cu bine, Lincoln, mă întreb ce or să construiesc acolo. Pare un loc excelent pentru o statuie, pentru mine. Pentru mine și bocancii mei cu care am fost la Tripoli. Da, da.